nu vorbesc mult, eu fac mult. În aprilie 2016, când am preluat organizația PSD Sector 5, care era ruptă de două ori în decursul unui an, aceasta era organizația, avea 16 membri. În acest moment, oamenii pe care îi vedeți în sală, alături de mine, s-au ales între ei, delegații la acest congres, s-au ales între ei, sunt rodul discuțiilor dintre ei. Sunt primii 56 de oameni de la mine din organizație. Organizația care, deși a fost creată în aprilie 2016, în iunie, după aceea în decembrie și acum, a luat la toate alegerile cel mai mare procent din București. Și nu în condiții în care, după cum știți, sunt locuri unde hashtag nu este numai la televizor. Oamenii umblă pe stradă în București. Cred că pot să spun lucrurile pe care le-am făcut până acum în partid, pentru că vreau să știți, îmi pare foarte bine că în acest moment candidează la funcția de președinte executiv colegi care nu sunt președinți de organizație. Asta înseamnă că partidul nostru le dă șansă și înseamnă că sunt oameni de mare valoare și le mulțumesc pentru faptul că am prilejul să concurez împotriva lor. Cred de asemenea că noi trebuie să ne gândim atunci când ne adresăm oamenilor ce am făcut ca să ne putem adresa lor. Cred că ne putem adresa tinerilor care au făcut școală la timp, pentru că și eu, la rândul meu, am terminat facultatea la 22 de ani. Cred că putem să vorbim despre o justiție liberă și independentă, pentru că eu la 23 de ani eram judecător. Cred că putem să discutăm despre lucrurile pe care putem să le facem pentru oameni și să dăm exemple, pentru că, de exemplu, Nea Matei, care reprezintă organizația de pensionari, este un om care a muncit toată viața, este maestru, n-a făcut facultate, dar este probabil unul dintre cei mai înțelepți oameni pe care am văzut în viața mea. Cred că putem să ne adresăm tinerilor din partid care trebuie să demonstreze ceea ce știu să facă, pentru că secretarul executiv al organizației PSD Sector 5, Modelin Jiji, are 28 de ani. Sunt lucruri pe care le facem pentru oameni și nu pentru a ne urca în efemere funcții de partid. Cred că trebuie să discutăm foarte serios despre faptul că, deși aveam un mesaj foarte bun și că am făcut foarte multe lucruri pentru oameni, oamenii nu ne-au votat. Nu ne-au votat pentru că am deschis prea multe fronturi, ne-am bătut cu toată lumea și ne-am știut mereu să explicăm lucrurile bune pe care le-am realizat. De ce nu am știut? Pentru că de multe ori au discutat despre lucruri pe care nu le stăpâneau oameni care nu aveau competența să o facă. Cred că este momentul în acest congres să reușim să alegem în funcție oameni care au demonstrat de-a lungul timpului că sunt capabili să și ofere soluții. Și într-adevăr, între candidații care sunt în acest moment înscriși, cred că sunt numai persoane care au ce oferi partidului. Nu este important cine câștigă. Important este cât de întărit este partidul din această competiție și ce are fiecare de oferit. Noi nu concurăm aici ca să ne copățăm pe umerii dumneavoastră în funcție în partid. Noi concurăm aici pentru că fiecare dintre noi are ceva de oferit. Are de oferit unei dezbateri care să ne aducă acolo unde am fost până în acest nenorocit de 26 mai. Noi nu trebuie să ne reinventăm. Noi trebuie să ne regăsim. Noi trebuie
să arătăm că suntem cel mai mare, mai puternic și mai competent partid din România.